Karim Adeyemi, în vârstă de 21 de ani, jucător cu origini românești, este unul dintre cei mai talentați atacanți din fotbalul mondial în acest moment și impresionează în tricoul Borussia Dortmund. Adeyemi are tată nigerian și mamă româncă, dar s-a născut în Germania. În acest context, el a avut trei opțiuni în momentul în care s-a văzut nevoit să aleagă echipa națională pe care o va reprezenta. Karim a fost consecvent și, după ce a reprezentat Germania la nivel de U16, U17 și U21, a decis să îmbrace tricoul primei reprezentative din aceeași țară. Alexandra, mama lui Adeyemi, a plecat în Germania în 1995, după ce a terminat liceul, iar pe 18 ianuarie 2002 l-a născut pe Karim la München. Acesta a crescut într-un cartier liniștit, Forstenried. Recent, mama lui Karim Adeyemi a expus motivele pentru care fotbalistul cotat la 35 de milioane de euro conform Transfermarkt a refuzat să reprezinte România în dauna Germaniei, nu valoarea celor două echipe naționale fiind criteriul de bază care a dus la această decizie, ci o experiență din copilărie de care a fost profund dezamăgit. Mama fotbalistului de la Borussia Dortmund a spus că în urmă cu aproximativ 9 ani, atacantul a participat la o selecție organizată de Federația Română de Fotbal, însă impresia lăsată a fost una de neprofesionalism, mai ales pentru faptul că lui Karim i s-a pus eticheta de fiind un jucător prea scund. Ulterior, cei din cadrul federației l-ar fi contactat din nou pe Karim Adeyemi, însă acesta a refuzat să ia în calcul varianta reprezentării României. Din cauza experienței pe care a trăit-o la respectivul trial al FRF și ulterior, a decis să reprezinte selecționata a panzerelor. Noua senzație a naționalei Germaniei vizitează ori de câte ori poate orașul Brașov, locul natal al mamei sale, și știe de asemenea și câteva cuvinte românești. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să vă abonați la canalul meu pentru noi povești din lumea fotbalului. Pe curând!